Doamne, Dumnezeule mare, nu voi lăsa să treacă nici această zi fără a-ți trimite rugăciune. Deși, din smerenie și din uimire în fața măreției tale, glasul îmi tremură uneori atunci când îți vorbesc. Credința mea în tine, Doamne, nu tremură în nici o clipă, nici măcar atunci când cele lumești mă pun la încercare. Căci eu știu puterea ta, tot așa cum tu știi nevoința mea. Dă-mi tu, Doamne, astăzi sănătate și vrednicie de a gândi, a glăsui și a făptui numai cele ce sunt întru voia și înspre lucrarea ta. Amin.